Bună ziua, copii! Numele meu este Radu Alexandru și în următoare minute o să vă prezint o variantă de antrenament pe care puteți să-l faceți în casă. Ținând cont de sugestiile autorităților, aceea de a sta în casă și de nu a părăsi locuința și știind că aveți multă energie, aceasta trebuie consumată și o putem consuma și în cadrul locuinței în care ne aflăm. De aceea, în următoarele minute, o să încercăm să ne distrăm un pic. Prima dată o să începem un pic de gimnastică. Sus brațele, tinderi pe vârf. Mă las în stânga. Partea cealaltă. Trag bine de braț. Iar mă înalț, mă și ridic pe vârfuri. O să sucesc stânga, sucesc dreapta, da, din bine, scutur brațele, dăm drumul acum la rotir de brațe în față, amplu. Pe antrenamentul de astăzi vom pune accent pe corectitudine și nu pe rapiditate. Avem amplitudine acum în mișcarea brațelor, atât în față cât și în spate. Mergem și stânga-dreapta. Sus-jos. Ne ridicăm pe vârfuri. Pe fiecare braț ridicat sus deasupra capului. Ne ridicăm și pe vârfuri. Înot un pic în față acum. Plec unchiul în față. Schimbăm în spate. Mă las pe spate. Scutur brațele, acum brațele în șol, într-un rotir de bazin, amplu, nu bruschez mișcarea, mișcare circulară, schimbăm sensul acum. Aplecări, față-spate, mergem și cu brațele jos și după aceea extind, mă ridic și pe vârfuri. Așa, altă variantă, în brațele jos, mă duc în dreapta, schimbăm stânga. Nu vreau rapiditate, cât corectitudine, genunchii să fie întinși. O să rămân și într-o parte acum. Schimbăm în partea cealaltă. Bravo, ușor scuturi. Ușor din joc de glezne acum. Deschid, da, dreptul. Aceea stângul. Bravo. Deschida. De două ori pe dreptul, de două ori pe stângul, cu un pic de joc de glezne intermediar. Acum închid. Depărtez genunchiul și l-aduc în față. Depărtez genunchiul, l-aduc în față. Bravo. Scutur un pic picioarele, sar de pe un picior pe altul, las brațele moi. Să începem cu niște exerciții din școala alergării. Primul joc de glezne, lucrăm 20 de secunde, da, punem accent nu pe rapiditate, cât pe corectitudine, încă o dată vă spun, și pe tehnica de execuție să fie ok. Scutur, ținând cont de vârsta dumneavoastră sau de vârsta voastră a copiilor, lucrăm 20 de secunde, 40 de secunde stăm ca să facem un minut. Eu nu o să stau 40 de secunde la fiecare exercițiu, o să trec mai repede prin pauză. A doua variantă, avem alergare cu genunchii sus, las piciorul opus, ridic genunchiul, aterizez pe vârf, nu pe toată talpa, călcâiul să fie ridicat de pe parchet, de pe sol. Braț piciorul pus încă o dată, coordonez mișcarea piciorului cu mișcarea brațului. Braț piciorul pus. Avem pauză.
acum, vin șezul tu. La fel. Ating călcâiul, șezul ta și aterizez pe vârf. Contactul pe sol să fie cu vârful. În pauză. Lovim exterior acum. Fac genunchi interior și scot exteriorul piciorului în afară. Am lucrat 40 de secunde, scuze, trebuie să stăm, să avem pauză, multe repetări. Luăm interior acum. Secunde, am lucrat 40 de secunde, stăm. Asta a reprezentat o serie. Deci cele 5 exerciții, joc de glezne, genunchi sus, călcâi la șezută, lovim exterior, lovim interior, 20 de secunde lucru, 40 de secunde pauză. Mai avem încă o serie, același lucru, dar nu o să facem, o să trecem la mai departe în antrenament. Da? Ok, scuturăm picioarele. Avem pauză momentan, puteți să beți și o gură de apă, să vă hidratați, pentru că este foarte importantă hidratarea în timpul antrenamentului. Acum o să începem cu ușoare sărituri. Două picioare. Amortizăm un pic, da? Flexăm genunchii un pic când aterizăm. Depărtăm, apropiem, ajutăm de brațe. De secunde, mai avem 2 secunde, bravo, avem pauză, respirăm, la fel, stăm 40 de secunde, da, scutură, 40 de secunde, da, pauză, avem forfecări în față, da, stângul, dreptul, braț, picior opus, nu mă grăbesc, 20 de secunde, 20 de secunde. Avem pauză. Respirăm. O băgăm aer în piept. Avem încă o serie, la fel, depărtăm, apropiem, pregătim, 20 de secunde lucrăm, 40 de secunde stăm, ok? Dăm drumul. Bravo! 20 de secunde am lucrat, 40 stăm. Eu trec peste pauză, voi trebui să faceți pauză, este foarte important raportul dintre lucru și pauza pe care o faceți, ok? Avem forfecări, față, spate. Da? Braț, piciorul pus. Nu mă grăbesc. Interesează și coordonarea dintre braț și picior. Bravo, pauză.
Avem pauză 2 minute. Eu de fiecare dată o să vă spun pauzele pe care voi trebuie să le respectați, dar eu o să trec mai repede prin el. Puteți să beți și o gură de apă. Acum o să încercăm să revenim un pic la exercițiul anterior, cel din școala alergării, și o să încercăm să înlănțuim 3 exerciții, respectiv joc de glezne, alergare cu genunchii sus și călcăi la șezut. Și vom lucra către 10 secunde din fiecare. 10 secunde joc de glezne, 10 secunde genunchi sus, 10 secunde călcăi la șezut. Asta înseamnă 30 de secunde, după aceea avem pauză 1 minut. Câte 3 serii, ok? Pregătim și începem. Genunchi sus. În șezutul. Bravo, 30 de secunde. Acum depărtăm ușor, ne plimbăm, respirăm. Avem pauză 1 minut, mai avem încă o serie. Eu sar încă o dată peste pauză și dau drumul la a doua serie. Și începem. Schimbăm acum din sus, 10 secunde. M-am dus mai mult eu, am mutat și am trecut cu 6 secunde peste. Bravo, scutură. Scuturăm picioarele, respirăm, tragem aer de jos, băgăm un piept ca lumea, dăm afară, putem să scuturăm și picioarele și un pic de stretching, trag dreptul la spate, mă duc și jos un pic, trag de vârf, dăm un pic la skip, între execuții, trag dreptul bine, mă duc jos, trag, scuturi bine picioarele. Da. Acum o să lunțim la fel săriturile cu depărtat apropii, cu forfecări față-spate. Și lucrăm 10 secunde, depărtez apropii, 10 secunde forfecări. La fel o să avem 2 serii. În regulă. Pregătim. Merge. Părtez apropii. Pauză. Am lucrat 20 de secunde, 10 secunde de părtez apropii, 10 secunde forfecări. Avem 40 de secunde pauză. Ok? Eu dau drumul la a doua serie, ne ținând cont de pauze, ca să nu ne lungim foarte mult pe video. Dar voi, încă o dată vă aduc aminte, vă rog frumos să respectați pauza pe care v-am spus. Dăm drumul la a doua serie. Depărtez apropii. Bravo, scutură, respiră. Momentul în care lucrăm diferite sărituri, în grupa musculară care este care lucrează, în momentul în care lucrăm sărituri, în care efectuăm sărituri, sunt mușchi gambii, de aceea trebuie să facem un pic de stretching. Piciorul stâng în față, piciorul drept, să mă pun în lateral ca să vedeți, tindem bine, este important să întindem și tendonul Ahile aici. Da, dau drum un pic de schimb, o să și scuturi. Schimbăm în partea cealaltă. Tindem bine. Un alt exercițiu pentru mușchii gambei. Da, cu brațele.
dreptul peste stângul. Stați un pic că nu mă văd. Da. Cam de genul ăsta. Ok. Tindem de fiecare dată. Și cum facem un joc de glezne, dar mult mai lent. Nu știu că mai fiind întinși. Puturăm bine picioarele. Avem pauză, 2 minute. Bem o gură de apă. Ceea ce-mi trebuie și mie. Am încercat să improvizăm acum. De ce v-am zis? Nu știu câți dintre voi sau dintre părinții voștri v-au cumpărat copete în cameră, acasă. De aceea o să încerc să improvizez, la fel ca și voi. Sigur, toată lumea are ciorapi. O să-i facem, o să-i legăm și o să punem la distanță de un pas și jumătate 3-4 perechi de ciorapi. Eu am pus 5. 5, ok? Și vom executa diferite exerciții din școala alergării, dar pun foarte mare preț pe corectitudine, dar și pe coordonare, ok? Și o să începem prima dată mai cu piciorul drept peste, da, mai dreptul, merge drept peste ciorap. O să fac de două ori, fiind distanța foarte mică, la fel și voi. Iar la fel dreptul, picior opus, da, la fiecare. Mers înapoi. Schimbăm stângul, da? Doar stângul peste. Doar stângul peste, ok? Dacă ați fi avut și o scăriță, există posibilitatea că exercițiile acestea să le faceți la scăriță. Acum același lucru, dar cu genunchiul drept, sus, da? Peste, vine înapoi. Le voi executa de două ori. Da, dreptul, doar dreptul sus, stângul rămâne întins. Vin înapoi. Duc un pic ciorul pe ei mai în spate. Merge cu stângul. Acum, da, stângul. Peste coordonare, da. Nu vreau rapiditate. Vreau doar călcâiul drept la șezută. Peste. Merge dreptul. Acum schimbăm stângul, doar stângul. Încercăm să coordonăm mișcarea brațului cu mișcarea piciorului, da? Stângul se mișcă brațul drept. Schimbăm acum dreptul peste stângul, peste. Peste de fiecare dată. Iar dreptul. Încercați să ridicați genunchiul cât mai sus, chiar dacă ciorapii sunt mici, da? E important. Dreptul, stângul acum, peste. Mai am o dată pe partea stângă. Lateral, da? Și lucrăm mai cu piciorul stâng în interior, da? În interior. Vin înapoi, da? Dreptul nu intră, da? Și stângul între linia, pe linia care este formată din ciorăpei, ok? Schimbăm acum pe doar dreptul pe linia formată dintre ciorapi. Mai avem încă o dată partea cealaltă, hop, merge. Nu vreau rapiditate, vreau coordonare. Nu este momentul de rapiditate, ok? Acum, ambele, stângul dreptul ies, stângul dreptul intră, da? Deci, încă o dată. Stângul dreptul. Schimbăm acum dreptul stângul. Brațele trebuie să se miște de fiecare dată. Tras piciorul opus, da, nu mă grăbesc, dar asta este important la vârsta voastră, să nu fie rapiditate în mișcare, cât corectitudine și să coordonez mișcarea brațului cu mișcarea piciorului. Intruiesc la fiecare. Ok?
lateral acum, cu fața orientată către voi, dreptul intră numai pe linia dintre ciorăpei, ok? Încă o dată, dreptul intră, dreptul iese, ok? Dreptul intră, dreptul iese. Stângul, hop, 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 hop. Mișcați brațele în funcție de picioare. Fiecare dată, stângul, 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 stângul. Acum să lucrăm exact ca și cum sunt exercițiile la scăriță. Am încercat să improvizăm și dreptul, stângul, hop, hop, de fiecare dată, hop, hop. Da? Deci intrăm, dreptul, stângul, rămânem pe drept. Stângul, dreptul, rămânem pe stângul, hop, hop, hop. Acum, normal, trecem un pic la un element de dificultate. Intrăm cu ambele, ieșim cu ambele, da? Hop, hop, hop. Da, coordonare. Ambele intră, ambele ies. Ambele intră, ambele ies. Sau ambele se apropii, ambele le depărtez. Ultimile, da, peste, dreptul stângul, dreptul stângul, dreptul stângul, peste. Mai facem încă o dată. Hop, 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 hop. Lateral cu fața. Peste, 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 peste. O dată, hop, 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 hop. Partea cealaltă. Mai avem o parte. Bravo! Un pic de hidratare, un pic de forță, de forță în picioare, dar cu un baston. Cu un baston. Îl vom pune în spate, la linia omoplaților și vom merge în față și să tragem umerii înapoi și vom merge un pic 4-5 metri mersul piticului cu spatele drept. Da, 4-5 metri merg, mă ridic, avem înapoi. Avem 5, se ridă, merg, spatele drept, trag umerii, trag pieptul în față, mă ridic, avem o serie, încă 3 serii, de altfel că am spus 5, asta este a treia. Patra. Și ultima. Bravo, este un bastonaș jos. Urmează partea de încheiere, partea de relaxare, care putem să ne punem jos.